Nimeni nu vrea mai tare decât ea să sune telefonul. Dar până la telefon însă, haideți să o primim cu aplauze puternice pe Adela Lupce. Bună seara, bună seara, dragilor, și bine ați venit la o nouă emisiune concurs! Adela Lupce, Eu nu sunt niciodată pe Adela, niciodată în viața mea. Eu am o relație cu Adela de ani de zi. Eram la spectacole și pe spectacole mă duceam în cameră de hotel, știi? Și aprindeam televizorul. Alo, bună dimineața! Soluția? Este... Era hipnotică, deci dădeam așa zapa și toate era sună telefon! Rămâneam acolo și mă agita, mai desfăceam o bere. Eu știu cuvânt. De ce vorbești așa? Cum vorbesc, domnule? Adică repede așa, parcă ai fi infomană, nu știu de ce. Sunt infomană. Vorbesc foarte repede ca să nu adormiți, doamnelor, domnilor. Am recunoscut-o. Am recunoscut-o în primul rând după față. Mi-am dat seama și după panoul ăla cu care e soluția cu telefonul, zic, asta este. Nu știam unde se duce. Văd fete mirate, vă întrebați ce caută de bună isterica aici, nu? Nu era evident că isterica de la TV să fie aici, ce naiba! Semănați foarte bine! Dar știi ceva, domnul Chelo? Să rămână! Vreau să vă spun așa, în seara aceasta am un concurs genial, fantastic, am bani, am 1.000 de euro. Bravo! Cașteaua Televiziunii, hai să vedem! Fiți foarte atenți, căutăm un singur cuvânt, toată lumea poate participa în seara aceasta. Și știți ceva? Din start dau 1.000 de euro pentru soluția din plicul meu, vorbesc foarte, foarte serios, nu e niciun fel de glumă, deci haideți să vedem! Primul cuvânt, un cuvânt, orice cuvânt care vă vine în minte. Fiți foarte atenți, pentru că și voi puteți câștiga, dar atenție mare, telefonul trebuie să sune, indiferent de ce aud aici. Alo, alo, bună seara, soluția vă rog. Nu. Pâine, nu, deloc, nu. Altcineva, haideți să vedem. Isterică. Nu, altcineva. Cine altcineva? Pufuleț. Nu! Adela Lupce a venit cu un număr sinucigaș. Nu am mai avut. A fost experimentul Ploiești. Mi-am pierdut tot numai mea, viața mea, vorba aia, de moaia avea lână, mulgea moaia avea lapte, tăia moaia avea carne. S-a întâmplat cumva o femeie care spunea bancuri repede pe același ton plăcut, bă, te omoară cu zile. Eu am tot respectul pentru bărbații care reușesc să coabiteze cu femei care au această voce ascuțită. Atenție! Alo, alu, bună seara, soluția vă rog! Nu, mai încercați, reveniți. Cârnați, Doamne ferești. Hai să vedem, vă dau din 4 litere și ultima literă, litera A! Faza! Puma! Faza! Faza! Nu este altcineva, cine mai are o altă variantă? Hai să vedem, Puma! Faza! Puma nu este Puma! Mergem mai departe! Baza! Baza! Nici Baza, nici Baza, altcineva, cine are o altă variantă? Mama! Idee? Mama! Deci Mama! Mergem mai departe, telefonul trebuie să sune! Dar de ce nu sună? Trebuie să o zic. Nu. Casa! Nu! Tata! Bila! Nici Bila! Casa! Nici masa! Îmi place! Stai așa, liniște! Ia! Am să vă dau prima literă, fiți foarte, foarte atenți! Prima literă este litera P de la... P! De la pătură! Am auzit Bila, nu e! P de la pătură! Hai, mergem mai departe! Pompa! Ăla e! Nu este Pompa! Nu e nici Pompa! Altcineva, Puța! Nu pupa. Este pup, nu, nici pupa nu e. Papa! Ceva de parte. Pană! Pana! Sună-mă! Papa! Nu, altcineva, nu, face mai departe, via de pipa. Pipa! Nu! A prins publicul, au sărit niște bătrâni de prin public, de acolo, făcea... Pilă! Pilă! Nu e pilă, își dădeau coate! Să dau a doua pasă. Literă, dar fiți foarte, foarte atenți! Pasă. Nu e pipa, a zis. Ia. Puma! Puma, animalul, puma! Acum, pu! Domnul Chelu vrea să spună pu... Spuneți... Hai, domnul Chelu! Eu nu spun cuvinte în gură, colega! Cine are... A luat lumea sână! Ți-a rămânat cuvântea! Nu e soluția! Nu, altcineva! Cine are luat lumea? Domn de acolo! Nu este... Domnule, nici vorba! Nu e pu... Mai departe! S-a strigat pu... câteva ori de la niște doamne serioase. Le-a hipnotizat Adela și zicea, ep, nu e doamnă, doamne ferești, doamne ferești. Nu e soluția, nu e, nu e, ușa! Nu, altcineva, cine are ușa! Altcineva. Nu, altcineva, mergem mai departe, cine are o altă variantă, cine are o altă
puma, ai zis tu puma. Nu, altceva. 10 secunde, ultima șansă. Ultima șansă, 10 secunde. 10. Pură, puia, puia. Puia. Eu am zis. Am zis. Eu am zis. Vezi că am și o tabletă. Eu am zis. Dar tu ai stricat, am zis că eu. Eu am zis. Suntem puii mei. Eu am zis. Suntem puia mei. Eu am zis. Cum eu zic ție soluția și tu o spui ca și când ai descoperit-o tu? Ea, de fapt, o încerca cu mine, zic de Delia, care tot zicea pila, puma, nu, că ai zis tu, după aia a zis puia și am strigat eu, puia! Haideți să vedem, haideți să vedem, haide ce se întâmplă, haideți să vedem ce este în tricul, soluția mea pentru 1000 de euro garantat, domnul Nathan Ticu! Eu am par cu tine! Eu ți-am zis, ca un coleg, nu e Nathan Ticu, eu i-am spus lui. Soluția este... 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 Puia! Domnul Nathan Ticu, chiar 1000 de euro garantat sunt banii pe care i-ai câștigat. Așa sunt mă în viață. Zic altora că eu sunt încrezătoare. Eu cred că am prieteni pe peste tot. Eu le zic lor chestii. După aia ei se duc și zic, ia uite ce idee mi-a venit. Și rămân prostul clasei. Ea a zis puia. Puia. Deci mă întreba, căuta confirmare. Că dacă tu ești sigur pe cuvântul ăla, spui așa. Așa cum a țipat până în momentul ăla. Cu tot felul de alte soluții. Putea să zică, puia doamna Adela. Și ea zicea, mulțumesc de ea. Și ea făcea, puia. Și zic, puia. Am zis, eu am zis. Păi zis, dar nu se pune.